Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pentru First Drive of the Raptor! Alături de noi este Julia, care o să ne povestească cum se simte pe locul din dreapta. Bună, bună tuturor! Mă simt atât de bine încât am adormit. Este foarte comod, așa că pentru mine este wow, foarte spațios. Vă spuneam eu că eu am o problemă cu locul la picioare. Este minunat. Mai bine decât într-un SUV? Da. Din ce punct de vedere? Este mult mai stabil, este mult mai spațios. Mai la înălțime? Mai la înălțime. Nu știu, îți dă senzația de safe, de siguranță. Și este mult mai așezat. Este normal, este o mașină mult mai mare, dar... este altă senzație, absolut altă senzație. Acum că am început să vă spun deja din ceea ce trăim în ultimele săptămâni, de când suntem posesorii noului Ford Ranger Raptor, mașină cumpărată de la Ford Carbent, acum descoperă diferența. Oradea, Arad și Deva sunt localitățile unde puteți să mergeți și să faceți teste cu diferite modele sau să comandați mașini aflate pe stoc. Iată-ne așadar entuziaști și vă mulțumim tare mult pentru suportul pe care l-am primit. Foarte mulți urmăritori au dat un big like și s-au bucurat de bucuria noastră sau cel puțin de entuziasmul meu. Chiar și tu ai citit câteva comentarii pe social media în care cunoscuții ai noștri au spus că mă comport exact ca un copil. Poate n-am reușit să exprim atât de tare bucuria de a fi posesorul unei mașini de genul ăsta și poate că și faptul că am avut-o pe cea albastră cam 1000 de kilometri, cam o săptămână și jumătate înainte de a pleca în concediu în Turcia și înainte de a o primi pe asta, am mai, nu pot să spun știrbit că e în sens negativ, dar cumva am mai aplanat din entuziasmul ăla major, pentru că deja am condus 1000 de kilometri mașina înainte să o primesc pe a mea. Și a zis cineva din vecinătatea biroului, văd că le tot schimbi, apropo de Raptor, știi? Și acum e albastră, acum e gri, care e diferența? Păi zic, diferența e că asta e a mea. Asta e diferența. În rest e cam același lucru. Foarte interesant este că toată lumea mă felicită pentru mașină și sau mă întreabă cum merge mașina nouă, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, nu suntem low profile, nici nu ne-am dorit de altfel să fim low profile cu mașina asta. Am vrut să fim ambasadorii drumețiilor frumoase și corecte, overlanding, off-roading și așa mai departe. Dacă ești low profile, înseamnă că ai ceva de ascuns. Ori noi încercăm să fim cuminți, să respectăm regulile de circulație și chiar în primii 1500 de kilometri să nu forțăm lucrurile cu această mașină. Avem acum 1150 de kilometri, n-am făcut mare lucru, n-am reușit nici măcar să o duc într-un mod mai sportiv sau să o duc în 4x4. Este prima noastră ieșire, să spunem, non-domestică, pentru că în afara unei excursii pe care am făcut-o eu din obligație la satul mare, având un eveniment acolo, și în afara plimbărilor prin oraș, n-am prea reușit să mă plimb efectiv cu mașina,
de aici și kilometri foarte puțin. Dar să revenim la ecoul pe care l-a avut achiziția mașinii. Văd foarte multă lume care se miră, se uită la ea, o fotografiază. Asta îmi place foarte mult. Pe această cale promit să încerc să o țin cât se poate de curată, deși are farmecul ei dacă este înnoroiată. Trebuie să recunoști. Da, 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 este, o ajută fața, cum se spune. Exact. Da, este o mașină mare, este o mașină măroacă și dacă are un pic de noroi pe ea, parcă are mai multă personalitate. Și da, îi dai, îi acorzi credibilitate, da, seriozitate, da, adică, da, 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 bă, nu e o mașină cu care să mergem la mall, nu suntem mall crawlers, cum spun alții, nu? Da, 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 este o mașină care merge peste tot, chiar și la mall, chiar și pe munte, chiar și, este o mașină super, super polivalentă, să spunem așa. Dar da, oamenii sunt foarte buni și foarte simpatici și mă salută pe stradă, și îmi fac semn cu mâna. Vă mulțumim foarte mult pentru asta. Nu este chiar foarte ușor să fii transparent așa cum am fost noi cu bucuriile noastre intime și cu, și cu, mă rog, progresul între ghilimele, trecerea de la mașini rulate, la o mașină nouă. Da, nu, nu este foarte ușor. Ne-am asumat chestia asta. Ceea ce este minunat este că reacția oamenilor a fost extraordinară și este extraordinară. Chiar acum câteva ore eram în fața blocului și oamenii s-au oprit să-l întrebe pe Mihai cum merge mașina. V-am văzut vlogul, suntem bucuroși pentru dumneavoastră, chestii de genul ăsta. Oamenii sunt minunați și noi vă mulțumim foarte, foarte mult pentru asta. Una dintre întrebări a fost cât consumă mașina și am zis sincer, nu m-am uitat cât consumă mașina, dar am avut această curiozitate de a apăsa butonul și am văzut 11,8. Am făcut un drum înspre Gilău, mergem pe zona Someșul Cald, Tarnița, Fântânele, Mărișel, Fântânele, Beliș, mergem înspre Arieșeni, trecem muntele și am văzut că odată ce am ieșit din Oradea, deja consumul a mers la 11,5, ceea ce este similar cu ce aveam la Raptorul pe care l-am prezentat, cu cel albastru. Acolo având 34.000 de kilometri, aici doar 1.000 de kilometri și am observat așa că abia după câteva mii de kilometri se mai așează lucrurile și deja da, poți să spui ceva despre o mașină. De aceea nu mă certați foarte tare la celelalte materiale de prezentare unde ai mașina pentru câteva ore uneori sau pentru doar 2-3 zile, adică nu poți să faci foarte mulți kilometri, nu poți să o cunoști. Mai mult spui primele impresii și chestiunile teoretice pe care ar trebui să le cunoască fiecare utilizator. Însă această mașină și-a dezvăluit deja unele dintre secrete, așa că putem să trecem și la alte capitole. Spre exemplu, primul lucru care m-a șocat este că noi, aflându-ne acum într-un prim proces de renovare, am băgat mașina propriu zis direct la lucru. Adică o mașină cu 100 de kilometri la bord s-a dus la magazinul de bricolaj la drive-in și a fost încărcată cu saci. Adică din saci de șapă, cu zecile, vreo 80 de saci de șapă, nu toți odată, da, să ne înțelegem. Șapă, mortar, tot ceea ce presupune materiale de construcții ambalate care au fost cărate cu această mașină. Nu toate, dar unele dintre mare ele. Mare noroc am avut cu ea, absolut, am pus-o la treabă imediat, prima zi, exact, și cum a venit, cum am încărcat-o. Și asta deja vorbește despre polivalența aia pe care tu, tu o sublineai, dar am fost eu șocat este că n-am știut să deschid topul benei, care este un, de fapt un acoperiș rulant. Da. Are acolo o chingă pe care trebuie aparent să o tragi la dreapta și după aceea să-i găsești jocul pentru a o rula. Mi s-a părut o chestie destul de grea. În nebunia noastră am început, ne-am gândit să dăm jos barele respective transversale pentru portbagajul superior și acolo, din nervii și din graba mea, am rămas cu un cuietoare în mână. Ceva nu e în regulă, ceva nu fac eu bine. Adică din punctul ăsta de vedere, ori distrug mașina, ori lacătele sunt de o calitate îndoielnică, da? Până la urmă am reușit să rulăm și chestia respectivă.
nu e cea mai ușoară chestiune. Ne lipsesc în continuare chingile, în ciuda faptului că am prins promoția Lidl și am cumpărat masa la 200 de lei, masa și scaunele. Nu sunt cu noi aici pentru că nu am cumpărat încă acele chingi de ancorare, fiindcă ar trebui să o mobilăm cu diverse lucruri. Trebuie neapărat să le cumpărăm pentru că în benă lucrurile se plimbă într-adevăr și ești la un moment dat obligat să te târăști efectiv pe burtă după anumite lucruri care, na, într-un portbagaj normal ar sta la locul lui sau la îndemână sau pe o bucată de mochețică, să-i zicem, aderentă. Da. Dar până la urmă nu ăsta este scopul unui pick-up truck. Scopul este să poți să cari multe lucruri. Cum am dus noi materiale de construcții, este una dintre variante. Când plecăm în plimbare pe munte, e o altă variantă, o altă posibilitate. Sporturi, hobby-uri, concedii, vacanțe și așa mai departe. Bă, o altă chestie care m-a șocat pe mine este ceea ce s-a întâmplat și acum când am repornit. Are o problemă cu USB-ul. Ne-am adus într-adevăr un USB cu niște piese, cu un playlist. O să ziceți, dar de ce n-ai făcut pairing, de ce nu dai de pe YouTube și așa mai departe. Uite, în zona asta de munte s-ar putea să nu stăm bine cu semnalul și atunci este întotdeauna bine să ai un stick cu playlistul tău preferat. Problema este că atunci când revii la bord, zice ceva de genul că attempting to recover sau tu data from USB sau source sau așa mai departe și nu întotdeauna se conectează. Țineți minte probabil că am zis despre Forcing 3 de pe celălalt Raptor, cel albastru, că e un pic mai lent decât m-aș fi așteptat. Aici lucrurile sunt total altfel, este tot Forcing 3, nu este Sync 4, dar se vede totuși că e o mașină din 2022, adică circulă foarte repede, nu stă să se gândească. Totuși are o problemă cu stick-ul și m-am gândit și de ce. Acum cred că și stick-ul are o problemă pentru că este de la Mercedes. Da, eu cred că asta nu-i place. Asta, dar de unde să știe el că e stick-ul Mercedes? Deci trebuie să vorbim cu domnii de la Carventa, Ford? Să ne dea, da? Să ne dea stick-ul cu Ford. Nu se poate. Deci vă rog frumos, da? Da, că bun. Aici avem o problemă. Avem tehnică. O problemă într-adevăr. Da. Ok, deci asta nu e, de asta nu-i place. Noi mai mult și mai mult acum am vrut să facem tura asta de aventură pentru că în primul rând așa mi-am imaginat eu că o să fac prima tură cu mașina mea cea nouă pe aici, prin această zonă pe unde vă arătăm niște peisaje, sperăm noi, spectaculoase și mașina în toată splendoarea ei. Și în al doilea rând vrem să vedem dacă pot apărea lucruri până la acei virtuale 1500 de kilometri. Că ăsta nu este un AMG pe care să regăsești instrucțiuni pe parbriz, ceva de genul până la 1500 de kilometri, nu tura peste 3000, nu te duce mai tare de 130 de kilometri pe oră și așa mai departe, că-i putea îmbreajul, spun eu. Că asta se întâmplă. Una peste alta, e o mașină de care noi chiar ne bucurăm. E o mașină spectaculoasă, o mașină care, uite, e foarte prietenă cu denivelările și cu drumurile în reabilitare de pe munții României. O mașină care iubește în egală măsură asfaltul, are încălțări AT, adică all terrain, însă, uite că am ajuns la Mărișel. Dacă mergem în alte zone, cu siguranță în perioada asta în care pământul este umed, perioada de toamnă, iarnă, primăvară, avem nevoie de mud terrain, MT-uri. Nu avem încă un alt set de anvelope. Consider că am dat spargere la pușculiță suficient, așa că ne vom descurca cu astea în această fază, în acest moment. Dar, nu știu, eu zic că ar fi fain să le prezentăm oamenilor mașina un pic pe din afară și să mai explicăm ce și cum, fiindcă am fost destul de succinți, fiind copleșiți de emoții când am preluat mașina, și să facem niște explicații și să ne mai putem bucura optic de ceea ce vedem pe afară. Ce zici? Da, sunt de acord. Perfect, de acord? Ok, hai să vă arătăm mașina pe din afară și să mai povestim despre designul ei. Culorile toamnei sunt greu de egalat. Cu siguranță o să observați asta mai ales în zona de Foioase, însă noi iubim apusenii, trăim lângă apuseni, iar o mașină de acest gen este extrem de potrivită și a fost prima ieșire în afara asfaltului, propriu zis, pentru Raptor. Avem zâmbetul pe buze pentru că, sigur, acea
să spunem, combinații, acel mix de drum, macadam, asfalt, pietriș, pentru că accesul înspre Mărișel este la final de 2022 în construcție, în reparație, a fost perfect pentru o mașină de acest gen, fiindcă nu trebuie să pui frână, nu trebuie să fii atent, trebuie să mergi în ritmul tău. Și apropo de culori, chiar dacă culorile toamnei sunt greu de egalat, totuși culoarea acestei mașini, acest gri extraordinar în combinația cu autocolantul galben, a fost în mintea mea de foarte, foarte multă vreme și le mulțumesc colegilor de la Carbenta Comfort pentru faptul că au pus în aplicare această combinație interesantă. Ce aș schimba la mașină? Într-adevăr, în zona de față există, cel puțin am văzut, nu știu dacă e originală sau aftermarket, e o bandă. Sigur, dacă ar fi Ranger, l-ai putea tuna mai mult ca să ajungi aproape de Raptor, dar dacă este deja la nivelul ăsta, sunt destul de puține lucruri care pot să spun că sunt omologate și poți să le pui. Da, uite, mi-ar plăcea un troliu în bară, nu știu cât de sănătos este pentru legislație, dar cel puțin unul care să fie detașabil, cu siguranță în zona de față m-ar interesa, pentru zona de spate avem cârligul și probabil că acolo l-am putea atașa. Împrumutat de la F-150 este acel design, acea bandă cu cele trei LED-uri portocalii pe care mi le-aș dori aici într-un viitor apropiat. Sigur ar fi interesantă și bara aia de lumini acolo, însă am observat că în destul de multe zone, chiar și în aceasta, plus în parcări subterane, am avea o reală problemă, să zicem, cu gabaritul, cu înălțimea. Pentru că dinspre Cluj, dinspre Gilău, am trecut pe sub o bară unde am spus Giuliei bye-bye autorulotă, în mintea noastră fiind un traseu cu autorulota în Apuseni în viitor. Ok, garda la sol foarte faină, din punctul ăsta de vedere e super ok. Poate, apropo de beculețele astea împrumutate de la F-150, beculețele astea portocalii, ar fi faine niște lămpi de gabarit pe lateral. Probabil, zic, nu știu. În pragul ăla, nu știu dacă există, dacă e customizabil, dacă se poate. Din ceea ce puteți observa, anvelopele mele sunt exact ceea ce trebuie pentru acest tip de teren, pentru drum forestier și așa mai departe, deci nu în zona de off-road extrem, nici nu m-aș duce acolo să zgârii mașina foarte tare, nu am înfoliat-o, asta e o chestie pe care s-ar putea să o gândesc în viitorul foarte, foarte apropiat. Îmi plac prizele astea de aer de aici, cu rol mai mult de design. Poate că ar fi fain să le acoperim cu un material care imită carbonul și să avem un capac de la de carbon fiber pe aceste oglinzi. N-aș zice nu la treaba asta. Îmi place asocierea Ford Performance și Mihai Dacin, trebuie să recunosc. Mulțumesc pentru subscribe-urile de pe YouTube și pentru faptul că mă urmăriți. Din ceea ce vedeți, există niște dungi galbene pe care eu mi le-am imaginat. Ele sunt și pe capotă. Ar putea fi mai apropiate în sensul că au fost în zona aceea centrală și veneau cumva peste muchii și am zis nu facem așa, ci facem un pic altfel. Adică am comandat mașina fără acel pachet care ar fi existat și am pus noi autocolantele pe mașină, e un lucru destul de important și inscripția asta Raptor mi se pare foarte faină și foarte potrivită. Unora le place pragul ăsta, altora nu. Eu consider că este un bun ajutor să urci la bordul mașinii. Avem mânerele pe stâlpii A, nu avem mânerele aici din păcate, deci în zona de spate mi-ar plăcea să avem mânere. Cu toate acestea este suficient loc, iar priza aia de 220 sunt convins că în viitorul apropiat o să-și facă treaba cu un laptop sau ceva de genul ăsta. Dar într-adevăr foarte multe lucruri își găsesc locul pe bancheta din spate pentru că e mai nasol să le pui aici în benă ca să se plimbe. Dar când știi că în benă poți să duci un euro palet de la plin cu lucruri, să pui, nu știu, 700-800 de kilograme, poate o tonă, e super. Ce-i fain, apropo de sentimentul acela de a merge tare pe macadam, mașina asta m-a convins în vara anului 2020 când am mers pe un dig al Crișului repede cu 70-80 de km pe oră, bineînțeles acolo fiind teren accidentat. Suspensia de fabrică Fox este ceea ce definește mașina, dar pe lângă celelalte elemente care până la urmă o diferențiază față de Fordul Ranger pe care se bazează. Da, este într-adevăr o mașină la care puține lucruri mai pot fi îmbunătățite, este foarte bine gândită pentru tipul de sport. Nu neapărat că vrem noi să-l facem acest tip de sport, dar cu siguranță ne ajută în excursii și în toate ieșirile noastre să explorăm cele mai frumoase drumuri. Asta ne-am dorit cu această mașină în următorul an. Într-adevăr, tripla asta de pe spate e cu becuri, cu bulb și
nu e atât de actuală, dar este un pick-up truck până la urmă. Mi-ar plăcea într-adevăr să văd LED-uri aici, dar probabil la noua generație lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Acolo, cel puțin ați văzut în zona de față, nu mai avem bandă LED pe orizontală, o avem pe verticală. Aici, într-adevăr, puteți să mă urmăriți pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube, fără probleme, chiar și pe TikTok, cu observația că e Mihai _ Dacin la Instagram. Iar când pui follow me on social media, când deschizi telefonul, asta te duce direct pe canalul meu de YouTube. Și asta a fost o găselniță foarte faină a colegului Marius de la Carbenta.com, de la Ford. A zis, lasă că facem un link. Lipsește mihaidacin.ro, dar puteți să vedeți și acolo o colecție a celor mai recente videoclipuri. S-ar putea ca această chestiune să fie transformată pe viitor și să te ducă în mihaidacin.ro, să vezi și alte chestiuni. Oricum, uite ce am făcut. Am legat-o. Da, asta e chestia. Deci, cumva, deci aici scrie open. Trebuie să tragi în dreapta. Nici acum n-am învățat cum se face. Deci, trebuie să tragi, nu știu, scrie open aici. Habar n-am. Sper că am deschis. Da, e deschisă. Deci, cumva trebuie să tragi în dreapta și după aia nu știu. Deci, mi se pare super incomod. Nu știu dacă reușesc. Auzi cum face? Nu știu dacă. Uite. Greu. Vezi ce greu e? Deci și de fapt asta e de recuperare, știi? S-o aduci înapoi și gata. Trebuia ceva mai simplu, mountain top, te rog, mai simplu de atât. Ok, și când am vrut noi să dăm astea jos, așa ne-am gândit noi, ca așa o să facem lucrurile să se miște, am rămas cu încuietoarea asta în mână, deci nu e normal din punctul ăsta de vedere. Avem și un bec pentru zona asta să iluminăm bena pe care îl acționăm din interior, nu l-am folosit încă. Într-adevăr, aici ar putea fi montată o chestie de aia cu, știi, o bară de aia cu, plină cu becuri, dar iarăși nu știu în ce măsură. Na, în fine, n-are capac, am alimentat vreo 60-65 de litri, cel mai mult. Primul plin l-am făcut atunci, la 17 km, 18 km, al doilea la 583, atunci s-a aprins, iar al treilea este acum la 1110 km. Cam așa arată mașina, cam astea sunt lucrurile pe care aș dori să i le mai schimb și sper să fie partenerul nostru foarte fain și bun de drum pe toate traseele și pe toate destinațiile astea pe care vrem să le facem. Apusenii fiind aproape de casă și dragi nouă, cu siguranță ei sunt cel mai aproape și sunt cel mai ușor de parcurs pentru noi. Acolo sus e Crucea Iancului și mănăstirea. Undeva în partea de jos dreapta este lacul Beli și Fântânele. Noi suntem la Mărișel și o să traversăm înspre Poiana Horea, pe lângă locul acela unde a căzut avionul și unde mergem noi aproape în fiecare an înspre Arieșeni. Mulțumesc că m-ați urmărit, despre asta a fost vorba în primul nostru drive, first drive cu Ford Raptor. Let's go, party people!